А могут выводить сустенер на вас. Посконсультер Амсенцы, то сустенер и Керчен Пушкари, боец и тот смог сустенуть, тот смог сустенуть антрадивер. Керчен Пушкари, что вряд ли посконсультер, Керч полицист и мог сустенуть, что тот. Пушкаря, что боец и Карит Кармул, сможет ртать ашет дизяба, кредит, мам вест около. Diferite situații. Domnule, acum vreți să mai face astfel de gesturi? Eu nu, astfel de gesturi, eu nu iubesc să mă repet, dacă sincer. Dar sunt sigur că n-a să mă opresc să lupt pentru a opri genocidul care este în ziua de astăzi în Moldova. 1.500.000 de moldoveni, dintre care pensioneri și... Nu, dar cetățenii Republicii Moldova au pensii și indemnizații, copii care au indemnizații mai mici decât minimum de existență. Acesta este un genocid adevărat și de ce eu mi-am propus să lupt împotriva genocid, de ce și-am denumit orășelul antigenocid pe care astăzi nu, dar mâine să încep să-l caut unde e rulotele, unde sunt bătrânii, unde sunt invalizii care locuiau acolo. Aveam grijă. Da, în părere de rău mi-au spus că nu au unde locui, stau sunt văduri pe aici, prin parcuri, sunt doi băieți care n-au picioare, acolo e mai greu situația, dar de mâine, astăzi, cred că n-a să reușesc, vreau să stau acasă cu familia, dar mâine numai decât mă apuc. O să instalați în orul rotile lângă guvern? Numai decât și nu numai lângă guvern, chiar cum m-a întrebat și Anatol, în pușcării vin multe idei bune, mi-au venit și mie multe idei bune și voi fi activ. Foarte activ mai străduiesc să fiu pentru binele tuturor și voi arăta cum astăzi în țară, de fapt, de ce astăzi toți banii, milioanele spus pe cetățenii simpli, dar miliardele, adică cetățenii simpli, dar milionarii astăzi nu plătesc impozite. Și unul din persoanele vinovate este astăzi, la momentul dat, responsabil ministrul finanțelor. Inspectoratul fiscal nu-ți face treabă. Și voi strădui să arăt unii sunt banii, de fapt, care trebuie să ajungă în bugetul statului și nu ajung la pensionari și invalizi.